Te-a bătut Michi Buzărnescu la tenis sau, sau te-a lăsat? Nu, că ești candidat. Că n-am jucat pe puncte din fericire pentru mine. Da. N-ai jucat pe puncte? Da. Bun. Michi e o tipă super mișto. I-am zis, era în revenire, e în revenire după o accidentare. I-am zis, Michi, te rog, sper că nu ți-am stricat stilul, că nu mai sunt ca, mă rog, odată când jucam tenis de performanță. Am jucat, am fost, mă rog, nu vreun mare tenismen, dar am fost în locul 40 pe țar la un moment dat. Dar cea mai tare amintire e la Cupa Aerostar Bacău. Am ajuns și eu într-o finală de concurs, eram mândru de mine. Am picat cu numărul 1 normal, care m-a bătut cu stânga sau cu dreapta, oricum cu mâna cealaltă, de așa un 6-3, 6-2 scurt. Da.